Bună ziua! Sunt Adina de la Copier Service și în acest video vă voi prezenta comparativ două copiatoare multifuncționale, Konica Minolta BizHub 227 și BizHub C227. Vom vedea funcțiile cheie, prin ce se aseamănă și prin ce se deosebesc. În primul rând, BizHub 227 este un echipament monocrom, iar BizHub C227 este un echipament color. De aici desprindem o regulă generală, echipamentele color conțin în denumirea modelului litera C. O facilitate a echipamentelor alb-negru de ultimă generație, cum ar fi BizHub 227, este că oferă posibilitatea de scanare color. Pentru ambele echipamente, funcțiile esențiale sunt copiere, printare și scanare. Pot fi utilizate în cadrul birourilor cu mai mulți utilizatori, deoarece se conectează în rețea și astfel asigură acces tuturor la aceste funcții. O caracteristică de bază este viteza de imprimare și copiere, care de cele mai multe ori se măsoară în pagina 4 pe minut. În cazul nostru, ambele copiatoare au o viteză de 22 de pagini pe minut și cu această ocazie desprindem o altă regulă generală. Primele două cifre din denumirea modelului reprezintă viteza de lucru. BizHub 227, echipamentul monocrom, utilizează un singur cartuș de toner de mare capacitate cu care se pot efectua până la 23.000 de pagini cu o acoperire de 5%. Ca regulă generală, producătorii echipamentelor de printare specifică numărul de pagini care se pot tipări cu un consumabil, luând în calcul o acoperire de 5%. Asta înseamnă un document A4 redactat cu text și vă arăt aici un astfel de exemplu. Dacă vom tipări cu o acoperire mai mare, cum este să zicem acest document, categoric numărul de pagini va fi mai mic decât cel menționat de producător. Pe de altă parte, echipamentul color BizHub C227 utilizează 4 cartușe de toner, unul negru cu o capacitate de 24.000 de pagini, este acesta, și 3 cartușe color, cian, magenta și yellow. Fiecare cu o capacitate de 21.000 de pagini. Vă arăt și aici un exemplu de pagini cu o acoperire aproximativă de 5%, ca aceasta, respectiv o pagină cu o acoperire mult mai mare. Această problemă a capacității tonerelor în funcție de acoperire nu este clară pentru mulți utilizatori și își pun adesea întrebarea: de ce nu ține cartușul exact cât specifică producătorul? Realitatea este aceasta și nu o putem schimba. Însă vă dau o idee care vă poate scăpa de această grijă. Luați în calcul închirierea unui copiator. În acest caz, uitați de grija tuturor consumabilelor, transport și instalare, serviciul de întreținere și reparațiile. În concluzie, principala diferență între cele două modele este dată de faptul că unul este color, celălalt este monocrom și implicit, unul utilizează un cartuș de toner negru, iar celălalt 4 cartușe de toner. În rest, sunt din aceeași generație nouă, au caracteristici similare și sunt foarte fiabile. Dacă doriți să aflați mai multe informații despre fiecare dintre ele, urmăriți canalul nostru de YouTube, deoarece urmează câte o prezentare video în detaliu atât pentru BizHub 227, cât și pentru BizHub C227. Vă mulțumesc pentru vizionare!